Salutare, domnul Dan. Mulțumim frumos că ai acceptat să ne prezinți mașina de astăzi. Cu plăcere. Și anume un Alpina B12, da, 6.0, nu? De la ce vine denumirea, întâi să spunem oamenilor? B12 vine de la motorizarea, nu? Da, motorizarea 12 cilindri. 12 cilindri. O capacitate cilindrică de 6 litri. 6 litri. Să înțeleg că doar pe modelul Alpina a venit cu motor de 6 litri. Da, au fost două modele, unul cu motor de 5.7 și unul cu motor de 6.0. 6.0, pe 38 normal, da, stock. Da. Am înțeles. Bun, cu ce se diferențiază ea față de restul E38 stock, față de motor, în afară de motor? Am văzut că are fusta față, nu? Sunt mai multe modificări. Modificări interioare, la aspectul interior, bordul îmbrăcat în piele și volanul, da, volanul, iar ca și parte de exterior, tot ce înseamnă suspensii, frâne, bine cunoscutele jante, fusta față și așa mai departe. Sunt multe de povestit, dar nu cred că putem să le includem pe toate în acest interviu. Cum v-a venit ideea să achiziționați un Alpina? Fiind un model destul de rar, din câte mă înșel, ăsta cred că este singurul de la noi. Mi-am dorit-o foarte tare. În momentul în care am vrut să o cumpăr, la momentul respectiv am avut o problemă financiară, nu am putut să o achiziționez în acel moment, când a fost prima dată de vânzare. A cumpărat-o cineva de la noi. Mașina are o poveste, adică a fost cumpărată de nou de o firmă din România, vândută ulterior unui cunoștință de-a mea, după care eu am cumpărat-o la diferență de un an de la acea cunoștință. Deci este acuzată din România, de aici? Da. Greșesc când spun? Sau că este, din câte știu, este singura, nu? Da, este singura. Modelul E38. Modelul E38, originală, 100%. Văd că ați păstrat-o într-o condiție foarte, foarte bună. Practic, zici că acum ești scoasă pe porțile fabrice, mă uit la absolut tot, volan, interior, absolut. Câți kilometri ai mașina? Mașina are în jur de 165.000. Adică destul de puțin. Da. Ce nu am uitat să spun, câți cai are mașina? 436. Pă, 436 de cai, putere. Să înțeleg că, din câte mă uit eu aici, văd în bord 330 de km la oră. Înțeleg, da, că mașina este capabilă de o viteză ca asta. Da. Fără probleme. Încă un lucru ce am observat la ea față de restul E38 este că vine cu 4 ieșiri la evacuare. Așa vine ea de fabrică, nu? Alpin. Da, de fabrică. Am înțeles. Asta nu știam, cred că sunt puse de nasuri modificate. Evacuare. Nu. Deci este integral, 100% autentică mașina. Cum este o astfel de mașină la întreținere? Destul de scumpă, bănuiesc. Da și nu, adică mașina este foarte fiabilă. Sunt achiziționări de piese, bănesc că e destul de greu, nu? Doar pe afară găsești piese. Elementele Alpina trebuie comandate doar la Alpina. Restul merg și de la un BMW normal. Astfel bănesc că ați dori să o păstrați cât mai originală. Bineînțeles. Ce an este? De fabricare? 2000, luna 5. 2000? Da. Și am observat o chestie interesantă aici, să vă spunem și oameni care urmăresc. Mașina este numărul 54. Din 94 existente. Deci s-au fabricat doar 94 de mașini și asta este 54. Da. Adică este o mașină foarte, foarte, foarte rară. Da. Încă o dată fericitări pentru ea, dacă ați putut să puneți mâna pe asemenea mașină. Vă mulțumesc. Sper să nu o vindeți niciodată. Și eu sper să o țin cât mai mult. Eventual să o las băiețelului meu în aceeași condiție. Așa este. Deci sunetul ăsta cum se aude în motorul ăsta. Ce am observat, mi-a spus dumneavoastră pe parcurs, mă întreba de săgețile acestea. Sus și jos. Este practic padelele, cum padelele spuneam. Padelele de volan, da. Da. De fapt, opțiunea respectivă se cheamă Switch Tronic, este creată de Alpina special pentru acest model. Uh-huh.
BMW-ul nu a avut padele la momentul respectiv. Da, pe totuși vorbim de 2000. Vorbim de anul 2000, iar această opțiune este de fapt o invenție alpină. La fel și catalizatoarele acestei mașini sunt electrice și la fel brevetat de alpină. Am înțeles. Cutia este în? 5 rapoarte. 5 rapoarte. Cutia automată. Ceva, nu știu, probleme majore ați avut la ea sau? Nu, cred că e de fiabil, fiind și motorul ăsta. Dacă ai grijă de ea, nu... Ce absorbe de nivelările, nici nu ne simți. Da. Suspensia asta. Este cumva, nu e pe perne, nu? Dar nu, este o suspensie electrică. Electrică. Înțeles. Și când te gândești că e o caroserie atât de mare, nu te aștept să îmbine așa, știi? Da, are aproape 2 tone. Confortul, luxul cu sport în același timp. Și ca și înfățișare arată sport la o mașină de clasa ei. De aș fi așteptat la asta. Geantele au o săracă destul de mari, pe 20 sunt, nu? Da, sunt pe 20 de inci. Și o să în continuare multe, multe dotări de lux, care și astăzi, ca să spun așa, nu sunt deloc învechite. Navigație, memorii în scaune, totul absolut electric pe ea. TV... Am văzut chiar că aveți un sistem audio de clasă mare. Da, este un sistem Harman Kardon. E mai mult decât îți trebuie mașina asta. Interior complet de piele, inclusiv bord volan. Da. Încălzire în scaune. Încălzire în scaune și banchetele de spate. Trapă, cred că este ceva ce lipsește la mașina asta. Senzor de parcare. Dar senzor de parcare, am înțeles. E în funcție de cum a optat fiecare în momentul în care a fost fabricată mașina. Deci nu m-aș aștepta niciodată să conduc o mașină atât de rar. Să fie 94, a spus, nu? Da, 94. Și o să apuc vreodată să-mi văd una măcar, dacă o să merg cu una. Dacă vreodată aveți de gând să vindeți mașina asta, să-mi dați și mie un telefon. Wow. Deocamdată nu mă gândesc la vânzarea acestei mașini. Și foarte bine faceți. Bun, mulțumim cu o dată mult de tot. Cu plăcere. Să stăpâniți sănătos în continuare. Mulțumesc. Până data viitoare, ne auzim. La revedere. La revedere.